Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate cu de toate. Astăzi ne aflăm în curtea Facultății de Medicină Veterinară București, un lăcaș de învățământ cu o veche tradiție și de o mare importanță pentru sănătatea noastră. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați dat prilejul să pășim în facultatea pentru noi să vă Medicină Veterinară București. Știm că este o facultate veche, de tradiție, un vârf de lance și un factor atât de important în siguranța alimentației noastre. Activitatea medicului veterinar se realizează pe două componente importante. Apărarea sănătății și tratarea animalelor cu probleme de sănătate, pe de o parte, pe de altă parte, are în bagajul lui de cunoștințe, în competențele lui, absolut tot ceea ce trebuie pentru a asigura și a certifica punerea în consum a tot ce înseamnă carne produse din carne, produse de origine animală, destinate cui? Consumului public. Am văzut că aici a spus la dispoziție iubitorilor de animale un întreg spital foarte bine dotat. Pune la dispoziția animăluțelor, a pacienților noștri, absolut toate condițiile și toate specialitățile veterinare. Haideți să vedem un pic din aceste realizări. Ne aflăm la parter, unitatea de primiri urgențe, pentru că suntem spital universitar de urgență, asemănător cu ce se întâmplă în medicina umană, cu absolut toate facilitățile. După cum observați, colegii noștri mai tineri preiau animalul, îl înregistrează pe absolut toate valențele lui și apoi el este evaluat în spațiile corespunzătoare. Aici este ecografia. Iată-ne, deja avem un animăluț prins live, da? Se face o ecografie. Cel mai performant ecograf de la ceasul acesta, existând în țară, similaritate și poate chiar superior cu ce se întâmplă la colegii noștri din medicina umană. Mai tânăra noastră colegă, specialistă în ecografie, este un cardiolog foarte bun, dar animalul este acum supus unui examen ecografic și, în funcție de ceea ce stabilește, să fac alt pași, alt paș către paraclinic și așa mai departe. Ștefania, uitându-mă pe catalogele astea ale voastre, mă gândeam că întotdeauna pielea este o oglindă a stării noastre de sănătate, practic, așa este? Bineînțeles, sigur, e foarte importantă pielea noastră. Și mai ales tenul. Bineînțeles. De aceea am să te întreb ce înseamnă tratamentul intraseuticals, că am citit atât de multe despre el încât nici nu mai știu ce să selectez din toate informațiile primite, de aceea am venit la tine. Tratamentul intraseuticals este un tratament de hidratare intensivă și practic de reîntinerire a tenului. Este o metodă non-invazivă și ne place nouă să spunem că este tratamentul preferat al Madonei, deoarece ea îl folosește în mod constant. Deci vedetele, dacă apelează la el, înseamnă că este un tratament de încredere. Bineînțeles. Cărui tip de ten se adresează acest tratament? Tuturor tipurilor, deoarece acesta se personalizează în funcție de necesitățile pacientului, dar bineînțeles și în funcție de tenul acestuia. Tratamentul este unul cu oxigen hiperbaric, practic se introduc până în stratul profund, până în derm, un cocktail de substanțe cu vitamine, antioxidanți și acid hialuronic de moleculă mică, și se hidratează în profunzime, are un efect foarte bun și pe partea de riduri fine, pe pete pigmentare. Alexandra, vreau și eu să-mi fac o programare înainte să vină Iuliana. Hei, uite că a și venit. Bună, bună, Iuliana! Bine v-am regăsit, Alexandra! Și tu ce cauți pe aici, Larisa? Uite ce să caut. Am auzit că îți faci un tratament interseuticals și am vrut să văd și eu despre ce-i vorba. Ce zici? Da, îl recomand să și filmezi sau vrei doar să povestim despre el? Normal că vreau să și filmez, sper că ne lași. Domnul,
Las, ce să fac, am de zis altceva. Hai că arăți bine, oricum. Mulțumesc, sunt la și a treia cu și fără tratament. Da, cu a treia ședință. Tratamentul este finalizat. Ne vedem din nou peste o săptămână. Mulțumesc. Și ce bine arată acum. Și să învățăm să ne alintăm, nu? Bineînțeles. Din când în când să ne oferim timp.